să te arăți seducător, fără să pari că ceri ceva, adică fără să pari că ești un cerșetor. Să te apropii fix cât să nu cazi. Să-l faci să vrea și să aștepte în același timp. Prieteni, bună seara! Sunt doctorul Cristian Andrei la Seducție și Fidelități. Astăzi despre seducție și respect. Adică cum să le combin pe astea două în așa fel încât să nu simți că ai căzut de tot, astfel încât să nu simți că o să-ți pară rău, să nu ți se facă milă de tine, să nu ajungi să devii agresiv după aceea ca răzbunare. Femeie sau bărbat de ești, cu siguranță că o să-ți folosească pentru că discutăm cum să te păstrezi pe tine întreg înainte, în timpul unei relații și pentru ca după aceea să rămâi întreg și pentru că s-a sfârșit relația eventual cândva. Fiindcă, vedeți, noi vorbim și despre relațiile care se sfârșesc pentru că oamenii trăiesc cu ideea că există relații veșnice și atât. Nu, toate relațiile se sfârșesc. Într-un fel sau altul, pe văzutele sau pe nevăzutele. Dar uitați, o să discutăm în detaliu astăzi și am nevoie de colaborarea voastră, bineînțeles, prieteni, ca să vedem ce se poate face ca respectul să rămână integru în timpul relației. Ce este respectul? Bineînțeles, da? Definiție. Ce este, domnule, respectul? Este, după părerea specialităților mele, o formă de distanțare socială, că tot este la modă, astfel încât să poți fi perceput corect, să poți să acționezi și să poți să influențezi pe celălalt în măsura în care te lași și tu influențat de el. Adică, practic, când vorbim de psihologia respectului, vorbim de psihologia distanțelor. Știți voi distanțele, da? Distanța publică de la care se țin discursuri și face așa cum făcea Ceaușescu din mână larg, pentru că el avea un maxim respect din partea poporului, nu-i așa? Ba chiar un fel de teamă. Distanța aceasta de socializare, în care oamenii vorbesc în bisericuțe, în grupuri, da? În care se spun bancuri și ceilalți râd, se spun ceva mai tare decât în mod intim, dar ceva mai încet și cu gesturi ceva mai reținute decât în zona publicului. Și apoi este distanța asta interpersonală. Noi doi vorbim să nu audă ăștia ce spunem. Dacă se bagă cineva în vorbă, ne supărăm și îl respingem. Și apoi este distanța intimă. Distanța care este la mai puțin de o lungime de braț, dacă te apropii mai mult decât atât, înseamnă că vrei intimitate și aș putea să mă simt oarecum agresat. Ei, unde este respectul? Există respect mai încoace de distanța intimă? Adică atunci când ăștia doi se învârt în pat în toate pozițiile, o fi existând respect? Adică care mai este distanța atunci când ăștia sunt lipiți? Ei bine, există și atunci, pentru că, vedeți, nu este vorba neapărat de distanțare fizică. Este vorba de oarecare spațiu între cei doi, astfel încât să se păstreze individualitatea intactă și omul să se simtă în largul lui, chiar și atunci când este lipit de cineva. Și atunci avem pentru reglarea respectului, căci dintotdeauna au existat reguli cu privire la respect. Aceste reguli se numesc, fiind nescrise, maniere. Adică niște gesturi, niște pachete de atitudini care denotă respectul tău pentru celălalt și respectul lui față de tine. Sunt tot felul de proceduri aici și vezi, pe măsură ce oamenii erau mai marcați de teritorii, de exemplu, de dominații, ei prețuiau mai mult respectul. Pe vremea lui Mihai Viteazu, să spunem, respectul era mare cinste pentru că oamenii când se întâlneau, țineau să-și adreseze tot felul de formule de respect care comunicau diversele poziții sociale pe care le aveau acei oameni în societate. Și noi discutăm și despre asta acum când e vorba de respectul în cuplu, fiindcă dacă tu observi respectul celuilalt față de tine și îl generezi, vei vedea că se schimbă și poziția acelei persoane față de tine. Mai cu privirea plecată, mai cu bărbia în sus, mai cu brațul ridicat sau fără, da? Vei vedea că atitudinea celuilalt depinde foarte mult de respectul pe care reușești tu să-l construiești. Ia uite ce apetit de interacțiune aveți. Îmi pare foarte bine că interacționați cu mine. Și avem
va să zică, dominație și teritorialitate, din punct de vedere etologist. Adică înseamnă respect când celălalt reușește să-și exprime oarecum puterea asupra ta, puterea de convingere, da? Îl respecti pe unul dacă te și temi oarecum de consecințele faptului că ai putea să-i încalci regulile. Da? Asta este respectul din dominație. Dar există și respectul teritorial, când, bineînțeles, te bagi peste el, peste vorbă, îi tai vorba, de exemplu. Este o formă teritorială, pentru că fraza aceea este proprietatea lui și tu o tai. Da? Și vedeți că o să fie tot felul de situații în care o să discutăm despre respect în cei doi, mai ales în domeniul conviețuirii, când cei doi sunt într-un spațiu reglementat, cum este domiciliul, de exemplu. Da? Dar haideți să vedem cum este respectul femeii față de bărbat și cum este respectul bărbatului față de femeie. Stați puțin. Nu o să discutăm așa, nu știu, arăbește, că femeia trebuie să stea în spate și bărbatul în față, deși bisericile noastre continuă să mențină aceste ritualuri orientale în funcțiune. Dar cum arată, de exemplu, respectul femeii față de bărbat? Dom'le, ca bărbat te simți respectat, că despre asta este vorba, când, de exemplu, tu știi și poți și manifeste acest lucru față de femeia respectivă. Și ea te respectă pentru faptul că știi lucruri, pentru faptul că poți lucruri și zice wow, sau spune scoate niște sunete de respect, cum s-ar zice, și admirație. Dar poate una dintre cele mai interesante forme prin care poți să dobândești respectul unei femei este să te arăți familist. Domnule, femeile se dau un vânt după bărbații familiști. Îi respectă foarte mult. De exemplu, există situații în care o femeie poate să fie atrasă foarte mult de un bărbat sexy, însurat, dar să-l respecte în același timp, să nu încerce să-i strice căsnicia, pentru că respectă cât de mult își iubește copiii, ce poze pune pe Facebook cu soția și cu cei de copilași, cum arată el așa cu scutecele în mână și așa mai departe. Nu este nicio ironie aici. Vorbesc despre respectul pe care îl resimte o femeie față de un bărbat. De asemenea, femeia îl respectă pe el pentru că o simte. Da? Adică atunci când bărbatul manifestă receptivitate față de partea emoțională a femeii, ea începe să-l respecte. Dar noi aici avem două aspecte. Ce te face pe tine să-l respecti pe celălalt și ce vrea celălalt să obțină de la tine sub formă de respect. Adică, dacă e vorba de bărbat, domnule, ce o face pe o femeie să te respecte? Cum ziceam, dacă ești familist, dacă știi și poți, dacă arăți că o simți, dar de fapt, ce își dorește bărbatul ca respect din partea unei femei? Stai așa, să-mi dea dreptate, să nu se ia în contradicție cu mine, să nu mă lovească, să nu se îmbete, da? Să nu vorbească neîntrebată. Vedeți că bărbații au tot felul de chestii în cap, da? Și le vor pe astea pentru a putea ei să o respecte pe femeie. Da? Hai să întoarcem un pic foaia și să vedem respectul bărbatului pentru femeie. Respectul femeii pentru bărbat. Respectul bărbatului pentru femeie, că despre asta vorbisem mai devreme. Dom'le, că nu se lasă ușor. Bărbatul o respectă pe femeie pentru că ea nu se lasă ușor. Bărbatul o respectă pe femeie pentru că ea nu are prejudecăți. Stați așa, că aici vorbim despre această veșnică comparație între femeia ușoară și femeia de familie, între amantă și soție, între prostituată și femeia onorabilă. Le respectă bărbații pe prostituate? Să știți că da. Dintr-un anumit punct de vedere, ei manifestă respect față de prostituate, că e și indignată, că îi spune doamnă, pentru că ele nu au prejudecăți, de exemplu. Pentru că ele știu să fie discrete. Pentru că ele se retrag după ce i-au oferit lui ceva. Le respectă pe femei și pentru că ar putea să fie înțelepte, să înțeleagă lucruri, da? Să-l înțeleagă pe el și să-i știe nevoile. Da? O respectă și pentru că este inteligentă. Numai că avem o problemă cu respectul bărbatului față de femeie. Și anume, în momentul în care un bărbat o respectă pe o femeie, este capabil să fugă de ea. Și aici trebuie să dăm o veste relativ bună, dar amară.
sună cam așa. Dacă un bărbat te respectă și în același timp fuge de tine, mai vrea mai degrabă să nu te mai respecte, doar să fie cu tine? Vedeți că aici este ceva ce nu-ți convine și în același timp este minunat. Află că dacă un bărbat a fugit de tine, nu ți-a mai răspuns, a venit spre tine și după aceea a cotit-o brusc, poate să fie pentru că de fapt te respectă. Dar de multe ori și zice, știi, eu te respect pe tine, nu vreau să-mi bat joc de tine. Nu ești tu dintre acelea cu care să umblu eu în perioada asta. Tu ești făcută să fii căsătorită, să ai copii, să ai un bărbat serios, nu ca mine, zice bărbatul. Și tu ca femeie nu-l crezi de multe ori. Da? Se aude frecvent fraza asta. Nu rămân cu tine și nu mă bag în relații cu tine pentru că te respect. Sună ca o înjurătură, dar ar trebui să te și bucure într-un fel. Bun, ne dorim, va să zică, respectul celuilalt față de noi când suntem într-un cuplu cu el? Sau ne dorim o familiaritate din partea lui? Ne dorim oarecare apropiere, să-l dea încolo de respect și să devenim intimi? Da? O femeie care îi face curte un bărbat ar putea să-i spună acestuia, uite, nu vreau să mă culc cu tine pentru că te respect. Bineînțeles că bărbatul ar zice, dă-l încolo de respect, lasă, de data asta nu e cazul, da? Fără respect. Așadar, unor respectul poate să te încurce, să-ți dea senzația că vine dinspre societate și că îți strică intimitatea. Bun, dar multă lume mai folosește și fraza aceasta. Domnule, dacă nu te respecti tu pe tine, cum să te respecte celălalt? Ce înseamnă, de fapt, să te respecti tu pe tine? Păi, psihologic vorbind, înseamnă să ai stimă de sine, adică o părere bună despre tine și să nu-ți faci rău singur. Pentru că acestea două sunt antinomice. Dacă ai stimă de sine, nu-ți faci rău singur. Asta însemnând că ar trebui să îți confirmi propriile acțiuni, să le susții. Ar trebui să vorbești suficient cu eu, ca și cum ai denota o oarecare doză de egoism. Da? Ar însemna ca tu să ai ceea ce se numește încredere în tine. Da? Ar însemna că ai o distanță față de tine, că doar defineam respectul sub formă de distanță. Nu înseamnă că ai o distanță față de tine, deși unor ar prinde bine un pic de distanță față de tine însuți. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă un pic de detașare pentru a te evalua ceva mai obiectiv. Înseamnă să nu fii atât de înflăcărat și de pasional în ce privește persoana ta. Să nu te dai atât de afectat și să fii atât de dramatic în ceea ce ți se întâmplă. Și da, într-adevăr, dacă o persoană are stimă de sine suficientă, atunci această persoană ar putea să impună respect și celorlalți oameni. Se vede pe tine în cum privești, în cum vorbești, în ce gesturi faci, că, într-adevăr, ai respect de sine și că îl poți impune și celorlalți. Numai că de unde vine respectul tău de tine? De unde vine stima ta de sine? Cerc vicios, vine de la ceilalți. Ceilalți sunt chemați să-ți construiască ție stima de sine, că nu poți să o scoți din nimic. Faci niște lucruri și copiii încă de când sunt mici fac tot felul de gesturi și așteaptă, după aceea se uită la adult să vadă cum reacționează. Atunci se construiește stima de sine, când copilul observă impactul gesturilor lui asupra celorlalți. Și acum, bineînțeles că avem această atitudine a celorlalți. În stadiile de dezvoltare descrise de Eric Erickson, se numește trust versus mistrust. Încredere sau neîncredere în tine cultivată de ceilalți. Dacă ceilalți îți dau peste mână, dacă ceilalți te critică, încă de când ești mic, dacă ceilalți nu te bagă în seamă și nu pun preț pe ceea ce tu manifesti sau spui, bineînțeles că se construiește o neîncredere în sine și stima de sine tinde să se prăbușească ușor la tine și atunci ghiși ce? În acest război frumos și parfumat care se numește dragoste, vei fi un pierzător. Pentru că tu nu câștigi respectul celorlalți și ceilalți doar știu să ia de la tine fragmente mici și să te arunce ca pe o coajă după aceea. Bun. Ziceam că atunci când tu construiești respectul tău, respectul pe care trebuie să ți-l dea ceilalți, tu îl faci, manifestă oarecare egoism și că acest lucru uneori este criticat, dar ce să vezi?
prinde bine, pentru că aici este vorba de egocentrism, de fapt. De o stimă de sine în care folosești suficient de des cuvântul eu. Și de aceea merită ca la primele întâlniri să ai doza ta de eu în discuție. Nu permanent, pentru că celălalt o să spună e încrezută, e încrezut. Dar să știi că dacă spune că ești încrezut, e mai bine decât să spună aia. Pe asta o termin repede sau îl fumez ușor. Ce mai înseamnă respect în fața celuilalt? Înseamnă limite. Înseamnă să știi să impui limite. Înseamnă să faci din relația cu celălalt ceva reglementat. Adică îl lași, îi dai voie să se manifeste, îl încurajezi chiar să se manifeste. Când însă tu observi că persoana ta este încălcată în demnitatea ei, trebuie să semnalezi. Da? Și dacă semnalezi, celălalt trebuie să simtă că ai semnalat. Okay? Va să zic că limita este ceva ferm. Limita nu trebuie să fie elastică și nu trebuie retrasă. De asemenea, nu ai de ce să-ți ceri scuze dacă pui o limită celuilalt. Ce înseamnă limită și cum se pune ea? Limită înseamnă că te oprești. Da? Captezi atenția celuilalt, îi spui, te rog frumos, ascultă-mă puțin. Da? Nu-mi place sau nu vreau să manifeste așa ceva, să faci asta cu mine. Da? După care nu aștepți neapărat argumentele celuilalt. El poate să spună, da, dar știi că tu poți să-și asculți, dar te oprești la asta și spui, vorbim mai târziu. Adică trebuie ca limita să fie singura percepută în acele momente. Să nu mai fie subiect de dezbatere. Ai pus limita, înseamnă că asta este. Unele persoane folosesc într-un mod abuziv limita. De exemplu, auzi frecvent de la o persoană, mai ales de la o fată, mă deranjează. Să știi că mă deranjează că te porți așa cu mine. Mă deranjează că îmi spui asta. Mă deranjează că întârzi. Mă deranjează. Ok, poți să spui de vreo câteva ori, dar trebuie să aibă și niște consecințe acest lucru. Da? Adică, de exemplu, să te retragi, să dispari un timp, da? Să schimbi puțin registru, iar pe fața ta trebuie să se vadă limita aceea. Nu poți să spui, știi, mă deranjează atunci când... Că omul respectiv nu te ia în serios. Da? Adică limita este ceva ferm și care trebuie spus clar și atât fără dezbatere. Bun. Un alt canal prin care poți să câștigi respectul celuilalt este amânarea. Haideți să vedem. Este simplu. Am mai discutat și știți că de mult prețuiesc eu așa zisa secundă de așteptare. Adică celălalt spune ceva. Și tu te uiți la el și nu răspunzi în secunda în care s-a terminat fraza lui. Nici măcar nu răspunzi în secunda în care s-a terminat întrebarea lui. În sensul că zice, să spunem, bună, ce mai faci? Bine! Pentru că asta înseamnă că de-abia așteptai să te întrebe, cam scade din valoarea ta. Ok? Și atunci, da, poți să răspunzi, dar după o secundă de așteptare. După ce celălalt capătă senzația că tu gândești. Când celălalt își dă seama că decizi să spui și să ai atitudinea respectivă. Și atunci, vom vedea, dai un răspuns care nu înseamnă decizie luată pe loc, sau fă-mă să vreau, sună atât de frumos din partea unei fete să spună așa ceva. Da? Și trebuie știut că tu vei reuși să amâni ceva în măsura în care tu ai și stimă de sine, adică ai acel respect față de tine însuți sau însăți. Dacă tu ai respect față de tine, reușești să-l amâni pe celălalt. Dacă tu ești pe jos și te gândești că nu trebuie să pierzi nicio secundă, te precipiți și mai mult pierzi. Așa că îndemnul meu este că primul pas de obicei trebuie să fie o secundă de amânare atunci când răspunzi sau reacționezi. De asemenea, câștigi respect prin competențele tale, prin faptul că tu ai dobândit o experiență, prin faptul că știi să faci niște lucruri, prin faptul că demonstrezi că e ceva de capul tău. Asta însemnând că
respectul celuilalt nu se obține doar când te enervezi pe el sau când te... Știți că există această formă de supărare, da? M-am supărat. Ok, m-am supărat. Să zicem că te-ai supărat pentru că în felul ăsta îl stimulezi pe celălalt să insiste și se mai accelerează puțin emoționalitatea dintre voi doi. Dar supărare pe bandă urățește pur și simplu interacțiunea. Poți într-adevăr să arăți, cum ziceam, limita la care s-a ajuns, să o semnalezi, dar nu foarte frecventă. Îți trebuie și oarecare toleranță, deschidere, pentru că omul celălalt a fost crescut în altă familie decât în care, cea în care ai crescut tu. De asemenea, faptul că tu ești în domeniul tău, ai meseria ta, ai pasiunea ta, ai experiența ta de viață, merită să fie cunoscut de către celălalt, pentru că în felul acesta poate să te respecte. Nu doar faptul că arăți într-un fel. V-ați zic că dacă ești fată și arăți într-un mare fel, acest lucru nu câștigă un respect autentic din partea celuilalt. E capabil să spună că ești deșteaptă, deși nu auzi nicio frază din cultura ta generală, dar de obicei este o minciună. Câștigi respectul celuilalt când arăți că mai știi și altceva în afară de machiaj. Bun, dar ia să vedem ce ziceți voi pe aici, prieteni, pentru că au tot curs mesajele. Bun. Iulia zice, mergeți la biserică și rugați-vă la Dumnezeu. Pentru respectul celuilalt, poate că merge. Ia să vedem. Cristian. Noi bărbații nu respectăm prostituatele. Confunzi respectul cu uzul sexual. Fapt ce ne arată că habar nu ai ce este respectul. Deși, culmea, vrei să vorbești despre el. Faci exact ce fac toți. Vorbesc despre ceea ce nu știi. Asta este defectul vânzătorilor de cuvinte. Este trist că mulți te urmează ca niște oi bete. Huh, ce mai narcisist, zice Cristian. Dragă Cristian, nu știu cu câte prostituate ai stat de vorbă până acum. Eu am avut destule paciente din această sferă, pentru că sunt femei cu multă suferință. Și povestirile sunt de la ele, nu neapărat că am manifestat eu vreun respect, ci ele îmi spun că apreciază enorm pe bărbatul care le respectă, pentru că au un copil acasă sau pentru că știu să moduleze relația între ele și bărbat. De la cultura geișei și până la Maria Magdalena, femeile au trăit această meserie într-un fel anume care de multe ori a strânit un semirespect din partea bărbaților. Și bineînțeles că aici mă simt dator să nuanțez și îmi cer scuze că n-am făcut-o mai devreme. Bărbatul te respectă ca prostituată, dar după aceea te aruncă la gunoi. El respectă doar o parte din tine, dar nu vrea să-și dedice viața persoanei tale. Au existat și bărbați care s-au căsătorit cu prostituate. Părea că merge foarte bine, fiindcă ei credeau că în felul acesta și-au rezervat pentru sine ceea ce mulți bărbați au vrut să aibă. Dar după aceea au picat toți pe acest topogan al întrebărilor despre trecutul femeii respective. Și bineînțeles că s-a stricat relația. Dar da, întăresc ceea ce am spus, există un respect pe anumite arii din partea bărbaților pentru femeile ușoare. Și există de multe ori ostilitate din partea bărbaților față de femeile hipercorecte, pentru că nu reușesc să le reproșeze ceva, pentru că nu au o viață relaxată cu ele și de aceea merită să medităm puțin asupra acestui subiect. Mihaela, nu știu, de la un timp am intrat într-o panică, mi-este frică, ba doare stomacul, ba mă doare ceva, asta în fiecare zi, ba nu am aer, nu știu ce să mai fac. Asta este o somatizare și probabil că merită întâi să fie eliminată o cauză endocrină, de exemplu, sau o cauză metabolică pentru manifestările acestea, după care rămâne de văzut dacă este un mecanism anxios, care și el se tratează cu siguranță, dar trebuie discutat cu un om specialist în detaliu, mai ales pornind de la situația de viață în care vă aflați. Georgiana,
Ce părere aveți despre o relație în care ea este mai mare decât el cu 15 ani? Păi nu pot să am o părere despre relație, pentru că nu cunosc această relație. Poate să funcționeze o perioadă suficient de lungă de timp cu o condiție, ca fiecare dintre cei doi să știe ce va face în ziua în care o astfel de relație s-ar putea desface. De asemenea, să știe ce va face cel tânăr după ce cel mai în vârstă nu va mai fi. Da? În momentul în care știi și îți proiectezi în viață cam ce vei face după desfacerea prin moarte sau prin imposibilitatea acestei relații, ești ok și poți să continui cu așa ceva. De ce nu valorizăm când trebuie cu stimă de sine părinții ne educau așa atimis, fără personalitate? De ce? Nu ne valorizăm când trebuie cu stima de sine. Da, știți ce se întâmplă? De multe ori părintele reușește să îți impregneze în caracter, de exemplu, un mecanism facil al vinovăției. Reușești să te simți vinovat cu ușurință, pentru că părinții te-au învățat să te auto-învinovățești fără să mai fie nevoie să te pedepsească ei. Și s-ar putea spune că ai o educație minunată, că părinții nu au fost agresivi cu tine. Problema este că nu se știe dacă ei te-au pregătit pentru societatea în care vei intra, fiindcă în această societate ai putea să întâlnești oameni care știu doar să-i facă vinovați pe ceilalți, îi acuză, îi încarcă cu responsabilitate și tu ai putea să fii victima unei astfel de societăți. De aceea eu îndemn pe părinți să-i pregătească pe copii nu pentru o viață ideală, ci pentru cea care se va desfășura în societatea în care va trăi copilul acela, să se uite puțin în jur. Denisa, care este psihologia amantei și care este părerea ta personală? Care este psihologia amantei? Păi eu am scris o carte despre asta, se numește Pernă și ruș, nu știu dacă se mai găsește prin librării, în care este o carte sub formă de tabel, ca să zicem așa. În stânga este soția, în dreapta este amanta. Cum își petrece soția Crăciunul? Cum și-l petrece amanta? Cum iese la cumpărături soția? Cum iese amanta? Cât știe să aștepte o soție, cât știe să aștepte o amantă și așa mai departe. Și fac acest lucru pentru că, în general, cu patimă și cu mai puțină luciditate, femeile se compară din acest punct de vedere, dar merită să fie o comparație psihosocială făcută și în cartea aceasta există această comparație. Agripa. Dependența stimei de sine de extern este dobândită în ontogeneză. Nu este un dat. A fi suficient sine în sine însuși este posibil. Ok, bine, aici există o divergență de opinii, respect lucrul ăsta. Ontogeneza nici măcar nu apare dacă nu există socialul. Noi nu avem doar filogeneză și ontogeneză. Avem filogeneză, avem social și viața de grup, și avem ontogeneza. Unde se situează ontogeneza? În interiorul grupului. Pentru că fără grup, fără societate, individul nu se manifestă. Pur și simplu nu își arată capacitățile, nu le exersează, nu este motivat și nu va trăi. De exemplu, va fi subiectul unei depresii dacă a avut socialul și nu-l mai are. Sau nu va dobândi nici măcar conștiință de sine dacă nu este în comparație și măcar în opoziție cu ceilalți. Gianina, lingăilor, ce vă mai plac femeile ușoare? Este adevărat, bărbații se dau în vânt după ceva ușor, în timpul liber, dar vin momente când își doresc o femeie valoroasă, respectabilă. Și se știe că există aceste două categorii de femei în capul bărbaților. Cele care pot fi abordate și care după aceea pot fi abandonate și cele care trebuie respectate și față de care manifesti reținere și cu care vrei să rămâi, să întemezi familia, dar de care te și temi, cu care ai și oarecare ostilități. Da? Așa funcționează bărbații din câte se observă. Ia să vedem.
Inga, dacă nu manifesti limita în mod ferm, adun multe frustrări. Așa este, e un lucru foarte delicat pentru o femeie să manifeste limite. Știți, pentru că bărbatul are pumnul acela mare, bate cu el în masă și zice că a setat limita. Bun. Uneori și femeia bate din picior și dacă are un toc mai ascuțit și se nimerește peste ceva mai fragil al bărbatului, poate că are efect. Dar știți, foarte rar se întâmplă ca unei femei să-i stea bine și să aibă efectul scontat atunci când pune limite în manieră fermă. Și de multe ori recomand limita în doi timp din partea unei femei, adică astfel încât bărbatul să poată să observe lipsa ei sau nemulțumirea ei sau dezamăgirea ei până la urmă, fără ca ea să trebuiască să fie agresivă în sensul acesta, ca să-l facă pe el să înțeleagă. Este o întreagă psihologie a bărbatului legată de cum poate el să perceapă limitele setate de femeia lui. Au, mă doare, mă simt abandonată, mai jignit, sunt dezamăgită de tine. Sunt tot felul de limite pe care femeile încearcă să le transmită bărbaților. Și uite, chiar merită să discutăm despre limite între femei și bărbați. Și bărbații, știți că de multe ori le interpretează invers? Adică atunci când ea zice, au, el crede că ea are o plăcere și insistă, s-a întâmplat de multe ori acest lucru. Și de aceea o educație asupra băiețeilor nu ar strica niciodată în ceea ce privește mesajele emoționale din partea femeii și cum să identifice el limitele pe care le semnalează o femeie. Dragoș, multora le lipsește asumarea, nu-și asumă ceea ce spun și nici măcar nu cred în ce spun. Da, asumarea este, ca să poți să-ți asumi lucruri, trebuie să fii relativ ok cu tine și să ai spațiu de parcare în interiorul tău unde să asumi toate aceste lucruri. Însă de multe ori ești plin de tine sau chiar de frustrările tale, nu ai loc unde să aduci asumarea a ceea ce zici sau faci. Antonio, consider că amantele l-au pe dracul în el. Probabil, da? Ca și bărbații care le încurajează să existe, adică consumatorii de amante, ca să le spunem așa. Antonio, nimic nu iese bine când te baci peste un cuplu. Da, nu este bine când te baci peste un cuplu, nu este bine pentru cuplu. Și de multe ori și persoana care nu se bagă nicăieri ajunge să rămână într-o situație trenantă așa. Mihaela, pentru ce ar trebui să respecte o femeie un bărbat și invers? Pentru ce? Pentru că vor conviețui. Câtă vreme cei doi sunt în curtare sau în observație, de la distanță, lucrurile par să fie destul de simple și respectul parcă nici nu există și nu este necesar. Dar după ce trece un timp și cei doi se mută în aceeași casă și, de exemplu, unul spală vase și celălalt nu, și cei doi se așteaptă unul de la celălalt la gesturi frumoase, da? Îți dai seama că respectul devine tot mai necesar. În această atmosferă în care se vorbește despre iubirea între cei doi. Bineînțeles că veți vedea, afirm pur și simplu următorul lucru, că iubind, tu te cobori de bunăvoie, pur și simplu, te pui la dispoziția celuilalt fără să ai senzația de pierdere și când un om te iubește și când tu iubești, manifesti respect și celălalt manifestă respect față de tine în virtutea iubirii. Adică pare că e destul de simplu. Mă iubește, deci mă respectă. Da? Numai că, de multe ori, după cum spuneam, e vorba de niște reguli pe care societatea le creează și tu vii din educație cu asta. Și celălalt care te iubește face o glumă și tu te superi. Bineînțeles că iubirea ar putea să ducă și la soluționare, dar soluționarea de obicei se face sub forma respectului care se va contura de acum încolo. Căci dacă, de exemplu, pe tine te-au învățat părinții să ciupești de fund sau să gâdi-l pe cineva atunci când îl iubești și când ești apropiat și familiar cu el și cealaltă persoană se supără că îi faci asta, tu continui să o iubești, îți vine să o gâdili în continuare, dar din respect nu mai gâdili. Nu din iubire, din respect, pentru că din iubire îți vine să o gâdili.
Elena, sunt capete pătrate care, dacă atunci când vrei să pui anumite limite, te acuză că ai egoul cât muntele Everest. Respectul este reciproc. Da, respectul cere reciprocitate și este una dintre dovezile faptului că tu îl respecti pe celălalt, declanșezi în el respectul lui față de tine. Și veți vedea, prieten, când, pentru că mâine seară o să facem la discuția de cazuri, mâine seară de la 19, avem pe patreon.com discuția de cazuri și veți vedea că discutăm despre cum să dobândești respectul pacientului, da? Respectându-l tu pe el. Sunt tot felul de tehnici. Da? Mâine seară cazul se numește Domnul are 5 ani. Pentru că voi dezbate inclusiv cazul unui băiețel care, primind respectul terapeutului, a început să își modifice în mod constructiv tulburările comportamentale. Vă să zic că, da, se poate respect construit de tine. Tu ești cel care începe respectul, da? Și celălalt poate să ți-l dea cu reciprocitate. De asemenea, celălalt are un rol elementar în a te face pe tine să-l respecti prin limitele de care vorbeam. Mâine seară la 19, dacă devii patron pe patreon.com/delandrei, poți să asisti la discuția de caz și de psihoterapie în situația în care se pune problema respectului pacientului față de terapeut. Bun. Cum să-ți păstrezi demnitatea în fața celuilalt? Probabil că merită să-ți păstrezi demnitatea în fața celuilalt, chiar dacă e vorba de dragoste, chiar cu prețul ratării relației. De ce spun asta? Pentru că de multe ori tu te apropii cu respectul pe care îl ceri până la ruperea relației, până la zădărnicirea acelei relații. Dar de fapt ea nu se petrece. Relația nu se rupe, deși te apropii de asta. Și știți foarte bine că cei doi își pun limite. După cum vă amintiți, eu sfătuiesc pe cei care se află într-un cuplu să danseze împreună. Adică dacă unul se supără, celălalt să nu se supere și mai tare, ci să intre în rolul împăciuitorului și să nu se lase până nu-l face pe ăsta să zâmbească. Însă de multe ori este vorba de limite. Da? Cum ziceam. Și te poți duce cu limita până când celălalt își dă seama că ai fi în stare să trăiești fără el dacă el nu reușește să te respecte. Iar acest lucru chiar merită făcut pentru că numai așa poți să construiești relația pe termen lung. Și iată câteva exemple. Da, demnitate. Înseamnă, știți cum e cu mesajele acum, dai mesaje, da? Tu dai două mesaje la rând, dai patru mesaje la rând și celălalt nu-ți răspunde. Este o chestiune de demnitate. Și este importantă persoana ta. Și de aceea te sfătuiesc să nu dai mai mult de două mesaje, să aștepți răspunsul celuilalt și să faci ceva cu tine dacă vezi că celălalt nu-ți răspunde. Mulți se deplasează după celălalt. Știu, aud de femei care astăzi, având carnet, având bani, având timp, se pun la volan și se duc până nu știu unde, în altă țară sau în colțul celălalt al țării, după un tip care se mai și dă pierdut și nu mai este acasă sau îl găsește cu alta. Și bineînțeles că lucrul ăsta te dărâmă pe tine, îți scade stima de sine. De aceea este foarte important să nu faci acest lucru, să-ți setezi această regulă cu tine însăți. Sau doar tu faci cadouri, faci cadouri, faci cadouri, faci cadouri. Păi, dacă tu faci aceste lucruri, doar tu dai mesaje, doar tu te deplasezi, doar tu faci cadouri, se declanșează în celălalt un reflex de asimilare a ta. Pur și simplu te asimilează ca fiind ceva confortabil și neglijabil. Se așteaptă să mai dai, dacă te oprești, se gândește ce-o fi pățit și începe să te caute, dar cum tu nu te oprești și continui să oferi, acest lucru scade foarte mult din valoarea ta în ochii celuilalt. Dacă te faci iubit, dacă ai tu tehnologia ta de a te face iubit sau iubită, atunci probabil că vei ști și cum să strânești respectul celuilalt. Să te faci iubit este o adevărată artă, este chiar și o știință și de aceea o dezbatem și în aceste live-uri de lunea de la ora 19. Și totodată să te faci respectat este necesar și trebuie învățat. Uite, haideți să luăm drept exemplu un element care poate e trecut cu vederea.
ați observat că tutuiala apare după ce apare intimitatea. Adică, sunt doi oameni care spun dumneavoastră. Se respectă de la distanță, cum se spune, și la un moment dat ajung în pat. Și ajung în pat și ea îi zice lui, acum nu ne mai spunem dumneavoastră, nu? Pot să spun tu. Și cealalt, bineînțeles că spune, da, doar nu o să spună, spunem dumneavoastră în continuare, deși ei sunt în pielea goală. Acesta este un lucru cât se poate de simplu. Te-ai gândit probabil la el, poate chiar l-ai pățit. De ce oamenii ajung prin tutuială, prin intimitate să se tutuiască? Da? De ce se transferă atât de mult din respect în zona aceasta minimă, aparent de respect, prin intimitate? Păi lucrul ăsta se întâmplă pentru că avem familiaritatea, da? Și avem intimitatea ca fiind elemente care îi transformă pe oameni în altceva. Uite, încă un element pe care poate l-ai observat pe stradă. În trafic, ești la volan, da? Tu, să spunem, ești îmbrăcat în costum, ești doctor honoris causa și te întorci de la ceremonia prin care ai fost învestit ca și doctor honoris causa. Și undeva în stânga este unul care consideră că ai frânat prea brusc în fața lui și vine în dreptul tău și începe să te tutuiască. Bă, așa știi tu să conduci? Cine ți-a pus volanul în mână? Deși tu ești îmbrăcat la costum și tocmai ai fost numit doctor honoris causa. Ce-l face pe acel om să ignore costumul tău, fața ta de om inteligent și cult și să te tutuiască în felul ăsta? Un lucru foarte interesant. Sau îl vezi pe Gică Hagi, pe domnul Gică Hagi la televizor. Pe domnul Gheorghe Hagi. Da? Și te întâlnești cu el. Ați văzut jurnaliștii. Gică, spune-mi, ce părere ai despre asta? Cum te tutuiești cu el? Ai ajuns cu el în pat? Ești rudă cu el? Ați făcut armata împreună? De unde vine această intimitate aparent lipsă de respect? Poate să fie ceva admirație, dar pare să nu fie respect. Care o fi diferența între astea două? A, admir pe cineva, admir până la al sfârșia, probabil uneori, dar respectul înseamnă să te oprești undeva pentru că există o limită. De ce oamenii nu au limită cu Gică Hagi? De ce oamenii nu au limită în trafic? De ce oamenii nu au limită în pat? Ce se întâmplă cu creierul lor? De dispar toate conveniențele, devin foarte sinceri atunci, devin egali cu celălalt. Poate că această egalitate care survine doar pe șoselele marcate în pat și la televizor în timpul unui meci, toate aceste zone în care sunt scoase la iveală instinctele sunt cele capabile să te facă să-l tutuiești pe celălalt. Și să vedeți când discutăm cazurile, mâine seară, cazul de fapt, că o să fie unul singur, o să vorbim despre cum este cu tutuiala, de ce uneori un pacient îți cere să-l tutuiești tu pe el, ca și cum el ar simți că te respectă dacă tu îl tutuiești. Este de fapt o chestiune de transfer, când el se pune mai jos și vrea să fie dominat și prin asta protejat de tine. Da? Asta o să discutăm mâine seară. Vă să zic că dragostea îi face pe cei doi egali. Să vedem, când un om se iubește cu un alt om, devin ei egali? Te-ai gândit că da, sufletele sunt egale între ele. Sufletul unui amiral este la fel de mare, este la fel ca și sufletul unui matelot. Există suflete mari și suflete mici? Poate că noi, în nevoia noastră de ierarhizare socială, am spune că da, dar de fapt sufletele sunt suflete. Okay? Și există doar culori, probabil, sau nuanțe în care noi le colorăm sau le mânjim. Bun, să văd ce mai ziceți voi pe aici, că am răgușit. Marga. Să-i dai celuilalt libertatea de care are nevoie, chiar dacă nu-ți place. E respect? Păi să vedem, o cere? Este ceva ce cere? Pentru că de multe ori dacă omul celălalt nu cere un lucru pe care tu îl dai, nu se vede că are nevoie de el, este evident că dai pentru că ai tu nevoie să stârnești la el ceva. Să văd ce mai e pe aici. Doina. Prefă-te ca toată lumea. Poartă mască și ai rezolvat-o. Prefă-te ca toată lumea. Poartă mască și ai rezolvat-o. Aparent, da. Dar oare masca este
formată din dumneavoastră sau din tu. Chiar, dacă îl tutuiești pe un om care ți este apropiat, poți să-i spui și bă? E un lucru foarte interesant, ar însemna că nu mai ai respect. Da? Și de aceea vei vedea între îndrăgostiți, între cei care formează un cuplu, că unor există și supărări din zona aceasta. El îi zice, mă, fato, și el zice, cum să-mi zici mie, mă, dar ce, eu sunt unul de la cărciumă? Și el, probabil că a coborât atât de mult cu familiaritatea, s-a simțit atât de relaxat cu ea, încât a ajuns să vorbească la fel ca acasă, la fel cu cei mai apropiați din viața lui. Și iată s-a născut supărarea. Uite și ce zice Geta. Lui Iisus nu-i spui tu, Doamne? Chiar, de ce oamenii nu-i spun dumneavoastră lui Iisus? Suntem egali cu El? De ce suntem atât de apropiați? Și în același timp, unde este respectul? Este în credință, nu-i așa? Nu trebuie să fie neapărat în expresie. Zice Dragoș Șișu, ce live-uri liniștite aveți, dacă așa era pe tot Facebook-ul, ar fi fost super civilizați oamenii. E, hai că nu e chiar așa liniște nici aici, după cum ai observat. Dacă citești mai sus, ai să vezi că oamenii sunt indignați, mai ales pe subiectul cu prostituatele. Dar, prieteni, îmi cer iertare că abordez subiectele așa. Dacă nu eu sunt chemat să vă vorbesc deschis despre astfel de subiecte, cine ar putea să o facă? O fac fără patimă, fără manipulare, pur și simplu vă spun ceea ce observ la ceilalți oameni și vă aduc în față. Alberto. Să râzi des și mult, să câștigi respectul oamenilor inteligenți și afecțiunea copiilor, să câștigi aprecierea criticilor onești și să înduri trădarea prietenilor falși, să apreciezi frumusețea, să găsești ce e mai bun în ceilalți, să lași în urma ta o lume mai bună, fie printr-un copil sănătos, o grădină îngrijită sau o condiție socială emancipată. Să știi pur și simplu că cineva a respirat mai ușor doar pentru că tu ai trăit. Domnule, ce frumos! Este foarte frumos! Și este aproape de sufletul meu ceea ce a spus Alberto. Da, și atunci vei avea respectul. Știți că, nu știu dacă ați observat, uneori oamenii manifestă respect după ce persoana respectivă a murit. Da? Încep să spună, domnule, ce om extraordinar era, am descoperit asta, știi? Apropo de ce menționează și descrie aici Alberto. Da, sunt lucruri minunate pe care le poți face în viață, uneori oamenii nici nu observă câtă vreme trăiești, da? Și observă grădina ta după un timp când ajung să intre în ea. Dar merită, respectul merită să existe pentru că face sufletul frumos celui care manifestă respect. Nu neapărat celui care este respectat. Deși pe la vârsta a treia noi ajungem să gonim după respect, căci copiii aleargă după cunoaștere și asimilare în general, tinerii aleargă după grupuri, prieteni și recunoaștere, da? Adulții aleargă după sexualitate și bani, da? Bătrânii aleargă după recunoaștere sub formă de respect. Și dacă îl întreb pe un om în vârstă, spuneți-mi, ce ați fost la viața noastră? Am fost ofițer. Și cum era în război? Și stai lângă el să-ți povestească și manifesti respect pentru viața și povestirea lui, omul acela se simte minunat. Practic, dacă s-ar practica asta în căminele de bătrâni sau acolo unde un om încearcă să-și ducă bătrânețea, îl vezi că se înseninează, se înveselește și se simte împlinit. Da, uneori ne enervează că vor tot timpul așa ceva. Florentina. Am convingerea că ființa umană este în străfundul ei plină de bunătate și de compasiune, numai că unii nu vor să arate, cred că de frică sau din orgoliu. Multă dreptate aici, Florentina. Pentru că, într-adevăr, mai ales în rândul unora dintre bărbați, sentimentele sunt niște chinuri. Nefiind crescuți de mici, să aibă inteligența emoțională operativă și să exprime ceea ce simt, de exemplu, și să nu rețină ceea ce simt, să nu creadă că e o vulnerabilitate că simt, bărbații ajung să se chinuie în momentul în care au sentimente, trăiri emoționale și nu le pot exprima și nu știu ce să facă cu ele mai târziu. Și iată, s-ar putea spune despre ei că sunt răi, că sunt brute, că sunt reci, dar de fapt oamenii aceștia nu reușesc să scoată din ei ceea ce este frumos. Loredana, nu ajungem la sentimente de iubire dacă nu-l respectăm pe acel om. Adică să înțeleg că întâi și întâi trebuie să manifeste respectul și după aceea iubirea.
sau întâi iubirea și după aceea respectul? Ce declanșezi întâi și întâi într-un om? Respect sau iubire? Știți că dacă ai de-a face cu copiii de grădiniță, observi că dacă tu ți-arăți iubirea față de ei, ți se urcă în cap și nu prea au respect față de tine. Asta însemnând că da, manifesti întâi iubirea, dar trebuie să ai în buzunar și respectul pe care să-l ceri celuilalt, punând limite, arătându-te, fiind drept în fața celuilalt. Tamara, important este ca celălalt să înțeleagă mesajul corect transmis. Da, și de multe ori, când tu ceri respect, scuzați-mă, nu am COVID, când celălalt manifestă respect, tu te poți gândi că fie este frică de tine, fie că dacă tu îi ceri respect, tu ești agresiv față de el. Da, unii oameni se supără atunci când se impune respectul cumva. Alexandra, totul depinde și de educație. E bine să impui respect, dar să și oferi. Bun, hai să vedem. Ai putea să dobândești respectul unui om care nu are educație? Da? Eu cred că există limbaj pentru fiecare formă de personalitate și nivel cultural. Da? Bineînțeles că s-a observat că dacă unul te înjură, te scuipă sau îți dă un șut în fund sau te aleargă cu un băț, ai putea să-i câștigi respectul, dar nu neapărat vorbindu-i cu dumneavoastră, deși uneori și acest lucru merge. Da? Poți să dobândești respectul cu blândețea sau poți să dobândești respectul dominându-l pe linia pe care el încearcă să te domine. Dar asta înseamnă conflict. Este o adevărată artă să câștigi respectul fără să te bagi în ceea ce te trage respectivul om să manifesti. De exemplu, jigniri. El te jignește. Și tu îl jignești și mai tare până când începe să se bâlbâie. Ar însemna că ai câștigat un pic de respect din fața lui, poate un pic de teamă. Dar dacă el te înjură și tu îi vorbești, este colorat limbajul dumneavoastră, domnule, și ai și un pic de autoironie. M-am simțit așa lovit, dar nu pot să spun exact unde. Și omul respectiv începe să râdă puțin, nu-și dă seama dacă râde de el sau de tine și până la urmă, da, există respect pe care îl poți câștiga cu blândețe. Cu iubire, bineînțeles. Gabriela, dacă te întâlnești cu un tip și vezi că este stângaci, n-a te face să te simți bine în prezența lui, ce faci? Îl încurajezi. Observi ceea ce iese. Vorbești despre fapte și nu despre persoană. Și ai răbdare, pentru că data viitoare, obișnuindu-se cu prezența ta, probabil că se va descurca mai bine. Flori, ce părere aveți despre genul de bărbat în care jignește zilnic, este violent psihic și te face să te simți vinovată pentru orice? Păi, este bărbatul care încă nu a devenit mulțumit de sine, care este făcut să fie frustrat din partea altor bărbați, probabil, și care are nevoie de o victimă, de un țap ispășitor, și de o persoană pe care să se descarce. Și n-ar fi bine să fii tu acea persoană. Adică trebuie pusă limita, dar trebuie pusă limita cu consecințe, nu cu încă o înjurătură în replica înjurăturii lui, ci pur și simplu trebuie să se întâmple niște consecințe. De asemenea, femeia trebuie să fie reprezentată de cineva în fața bărbatului. Nu doar ea trebuie să rezolve lucrurile în fața acelui bărbat. Poate să fie reprezentată de alt bărbat care nu îi este potențial partener, poate să fie reprezentată de un grup de femei, da? Cât de frumos ar fi ca femeile să se poată uni și să poată să pună limite bărbaților care se poartă urât cu una dintre ele. Enieni. Există respect față de soție, dar el spune că doar o respectă, nu că o și iubește și trebuie să îi ajungă și să o mulțumească. De aia spuneam eu mai devreme că pentru unii oameni să le spui că îi respecti este o adevărată înjurătură. Pentru că vor intimitate, vor să ai emoție în fața lor. Și de aceea trebuie să discutăm aici despre iubire înainte de a discuta despre respect. Cred că acel om care spune te respect și doar atât este un om care face așa, vrea să stai mai încolo, să nu te apropii prea mult de el. De asemenea, are nevoie de tine și deci nu vrea să dispari cu desăvârșire.
și de aceea merită să te gândești acum. Cine ești tu pentru acest om? Nu cumva ești o sursă și atât? Dragoș, majoritatea nu pot să perceapă diferența între da și nu. Trebuie mereu să acceptăm și lucrurile negative fac parte din viața noastră, altfel nu e respect. Corect, când cineva îți spune nu, ar trebui să fii pregătit să primești acel nu fără să simți că e o pierdere sau că e o agresiune din partea celuilalt. Și de aceea, eu, de exemplu, chiar astăzi am făcut un filmuleț pentru programul nostru Antrenat de Majorat, pe care, bineînțeles, că îl sprijină patronii pe care îi avem pe patreon.com, și în filmulețul acesta vorbesc despre capacitatea de a pierde. Cum se educă această capacitate de a pierde și le vorbesc adolescenților cum să compenseze, cum să folosească simțul umorului, cum să învețe din pierderi și așa mai departe. Paula, când l-am atenționat pe soțul meu în momentul când am simțit că a sărit calul și nu mai accept un anume comportament sau anumită exprimare care m-a făcut să mă simt umilită, mi-a răspuns că de fapt sunt eu prea sensibilă și mi-a adus aminte că trecusem deja printr-un divorț cu ex-ul și poate că sunt eu prea sensibilă. Sună ca o amenințare pentru mine, dar pentru că a continuat în felul acesta și pentru alte tulburări comportamentale a ajuns din nou la divorț. Ce este important când pui limitele? Nu pui limită spunându-i celuilalt, ești un nesimțit, oprește-te. Pui limită spunându-i celuilalt, mă simt prost, mi este frică, mă dezgustă, o să mă gândesc ce am să fac. Adică vorbești despre tine când pui limita, astfel încât celălalt să-și dea seama că tu ai ajuns la o limită și că nu ai de fapt ceva împotriva lui, ci ceva cu gestul și cu impactul gestului asupra ta. Ok. Antoneta, de ce bărbatul se supără foarte tare atunci când nu ai chef să faci dragoste? Păi, în primul rând, înseamnă că el nu face dragoste sau nu a mai făcut de ceva timp dragoste cu altcineva. Și ar trebui să te bucuri puțin. În al doilea rând, se îmbufnează mulți dintre bărbați pentru că încă de pe vremea când erau cu mama lor, erau obișnuiți să primească și dacă nu ar primi, ar simți că nu există iubire, interes pentru ei și chiar respect. Da? Mulți dintre bărbați își doresc să primească sexualitatea în desfășurare de la partenera lor ca o confirmare a faptului că ea este a acelui bărbat. De asemenea, înseamnă și că el nu este bărbat pentru tine, că nu-l placi și bărbații cred că a fi plăcut înseamnă să faci ceva și că atracția este o faptă și cred că n-au făcut ce trebuia din moment ce tu nu accepti să faci dragoste cu el. Din păcate, bărbaților le lipsește empatia de multe ori. Ei nu înțeleg și uită că femeia poate să fie la ciclu, că poate să o doară ceva, că este supărată sau obosită. Ei nu o simt. Da? Și de aceea o femeie trebuie ca din timp să-i vorbească bărbatului despre ceea ce simte ea în diverse situații. Și să-i spunem. Uite, acum este perioada aia mai delicată și simt o înțepătură și în stânga și în dreapta aici și simt că dacă cineva m-ar atinge pe din afară sau pe dinăuntru aș exploda, mă doare. Da? Și trebuie să-i, din timp trebuie să-i explice asta, nu atunci când el îți cere să faci dragoste, îl crede că îl păcălești sau că minți. Da? Și exersând empatia cu bărbatul, atunci ajunge și el să se prindă și el în sfârșit că nu poți sau că nu-ți vine. Cristian, feminitatea se relevă, se arată pe sine. Nu confundați seducția cu feminitatea, căci numai seducția se poate dobândi prin antrenament. Feminitatea o observați în privirile admirative ale celorlalte femei, deoarece atunci când apare o femeie feminină, imediat toate celelalte se vor face cerc în jurul aceleia pentru a invidia. Feminitatea este o comoară. Dacă o aveți, jos pălăria. Dar de ce să fim așa de neputincioși sau neputincioase? Nu avem și ce să facem? Să ne omorâm? Eu cred că trebuie să avem această atitudine de a cultiva ceea ce avem dintr-un lucru. Dacă, bineînțeles, o femeie are niște părți de feminitate, merită să cultive acele părți ale feminității ei în loc să se ocupe de defectele ei sau de ceea ce îi lipsește ei uitându-se la o altă femeie cu invidie.
merită să acorzi o atitudine pozitivă propriei persoane și eu cred că ne putem educa copiii când se uită în oglindă să se uite la lucrurile frumoase pe care ei le văd în acea oglindă, nu doar la defecte. S-a făcut târziu, prieteni. Mai sunt tot felul de întrebări și aș vrea din toată inima să le răspund tuturor pentru că îmi place să vă răspund mai degrabă decât să țin teorie. Mâine seară de la ora 19 o să avem dezbaterea cazului. Domnul are 5 ani. Este despre cum câștigi respectul pacientului și cum îl menții, bineînțeles. Vorbim și despre transfer. Este pentru cei care sunt patroni, pentru că nu-mi permit să fac în public dezbaterele de caz, că nu știu câtă vâlvă se poate face din asta. Deci o chestiune pentru un cerc restrâns. Vrei să ajungi și tu în cercul acesta, poți să intri pe patreon.com/Andrei și să devii cunoștință, prieten, frate sau soră și vei beneficia de aceste dezbateri în fiecare marți de la ora 19. Până mâine seara, respectiv până luni seara, prieteni, îmi doresc din toată inima să ajungeți să vă câștigați respectul, dar mai întâi de asta iubirea celorlalți. La revedere!